acesta este câinele Rocky. Este un câine foarte puternic. Are vreo 6-7 ani. Un câine care se luptă cu ursul. Își face treaba foarte bine. Un exemplar destul de frumos. Blana ca lumea, e hrănit ca lumea. Își face datoria. Ăsta este, poate fi, de se luptă cu ursul, domne. Aici pe în teritoriul noi nu are concurență. E cel mai puternic. Atunci când e dezlegat, face ordine printre căței, se impune. Este șeful tuturor câinilor. Șeful haitei. Își mănâncă orice. Mănâncă orice. Mica. Vino aici, Mica. Vino aici. Ha. Mica glumește cu Rocky. Rocky se numește acest cățeluș. Este un ciobănesc cu pedigree. Impecabil, impunător. Știe când să latre, știe când să uită la tine cu blândețe. Depinde cum te simte. La noi s-a mai cumințit, deoarece sunt stăpânii lângă noi. Că nu sunt stăpânii, nu aveam curajul să stăm la câțiva metri de el. Deci are un gard, al sare peste gardul de 2 metri, îl sare fără să o oprească. Este un câine destul de puternic, un mascul feroce. O amintire plăcută cu acest câine. Rocky, un ciobănesc german cu pedigree.